so tough. And I'm gonna take you traveling the world. I go love you. Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip din seria No More Taboo și vom discuta despre sexul oral și manipularea în relațiile fragede. Și când zic că relațiile fragede, mă refer la relațiile în general 15, 16, 17, 18, 19 ani, înțelegeți voi, până când ne maturizăm cumva sexual, ca în primele noastre experiențe sexuale. Bun, ce este sexul oral? Chiar am stat și vorbeam cu fetele și mă gândeam cum o să explic eu într-un mod în care să fie finuț și să nu... Înțelegeți voi că este un subiect foarte tabu să discuți despre sexul oral. Bun, primul lucru. Sexul oral constă în, la bărbați, sugerea sau lingerea penisului, iar la femei, stimularea clitorisului cu limba. Gura, buze, în fine. Înțelegeți voi. Practic, sexul oral este stimularea organelor sexuale cu ajutorul gurii. Cu siguranță ați auzit de el sau ați fost curioși să, sau curioase să citiți, să vă interesați și așa mai departe. Atunci când suntem adolescenți, există un foarte mare mister în jurul sexului oral. Când să-l faci, cum să-l faci, cum să-l faci bine, pentru că da, mi-aduc și eu aminte când eram adolescentă, vorbeam cu prietenii legat de chestia asta, cum se face, cine a făcut, ce tips and tricks există legat de asta. Și în primul rând aș vrea să subliniez că sexul oral îl faci partenerului atunci când simți. Nu cred că există și mi se pare foarte prost această foarte proastă această presiune de trebuie să fac bine. Trebuie să faci ceea ce îți face plăcere, trebuie să te simți în primul rând tu bine când faci acel act. Cumva simplu fapt că, adică eu așa o văd și așa vă și recomand cumva să vedeți toată treaba asta legată de sex și anume, este un act al plăcerii pe care doi parteneri îl au. Nu trebuie să fie ca în filmele porno, nu trebuie să ai nu știu ce trofeu când vine vorba de sex, sex oral și așa mai departe, nu trebuie să fii vreo starletă porno, ci pur și simplu trebuie să ai încredere în partenerul tău, trebuie să ai o comunicare foarte bună cu partenerul tău și să nu existe rușine, să nu existe judecată, să nu existe anxietate, pentru că și dacă poate nu faci un lucru pe plac cu partenerului tău, partenerul tău îți comunică și zice, uite, încearcă să faci așa, încearcă așa, hai să încercăm așa, cum te simți, ți se pare ok, nu ți se pare ok și așa mai departe. Asta este comunicarea sănătoasă când vine vorba de sex într-un cuplu. Nu știu dacă o să primesc această întrebare, sper să nu primesc. De la ce vârstă ar trebui să faci asta? Din punctul meu de vedere, este ceva foarte personal. Și toată treaba asta cu de la ce vârstă e ok să faci sex. Cred că este ok atunci când tu te simți fizic pregătit să faci acest lucru, dar fără și pregătit fizic nu este că au făcut fetele, prietenele mele și trebuie să fac și eu, nu că mă presează iubitul că altfel nu mă mai iubește sau mă părăsește, acest lucru nu te pregătește și asta nu înseamnă că ești pregătit să faci toate lucrurile astea doar pentru că cei din jur au făcut-o sau pentru că te presează cineva. Poți foarte bine să faci pentru prima oară sex sau pentru prima oară sex oral la vârsta de 15 ani și la fel de bine să faci pentru prima oară la vârsta de 25 de ani. În ambele cazuri este perfect, ok și sănătos. Ideea este să faci atunci când ești pregătit fizic. Și da, evident că o să recomand cumva să aștepți cât mai mult posibil, în sensul să nu începi prea devreme și să începi din presiune, din manipulare, din șantaj și așa mai departe. Ideea este să-ți începi viața sexuală atunci când te simți pregătit fizic și când simți această dorință, această comunicare și simți că tu și cu partenerul tău sunteți pregătiți să faceți acest pas. Bun, înapoi la sex oral. După cum vă spuneam, este stimularea organului sexual cu gura, limba și așa mai departe. Ideea este că în jurul sexului oral s-au creat niște
idei din punctul meu de vedere. Spre exemplu, ca femeie există aceste idei, ca femeie dacă faci sex oral, pe românește dacă o sugi, ești într-un anume fel, că este ceva josnic, că nu o faci oricui, că tot felul de idei de genul. Adevărul este că, și evident sunt și acele expresii, îmi pare foarte rău că trebuie să zic asta online, dar există acele expresii cu i-am dat o muie și chestii de genul. Vorbesc curând strict pentru a exemplifica ceva. Eu văd în felul următor, nu este, și vă zic, nu este deloc ceva greșit, josnic, urât, nu știu cum vreți să-i spuneți, să faci sex oral unui bărbat. Este un act care intervine în viața sexuală dacă ție îți face plăcere sau nu. Punct. Dacă nu este o rușine să faci asta, nu este o rușine să-ți placă să faci asta, este la fel de normal și la fel de egal, ca să zic așa, cu simplu fapt că da, îți place să faci sex ca femeie. Și din nou, să recunoști ca femeie, ăsta e un alt subiect foarte bun pentru No More Taboo, să recunoști că îți place să faci sex. Este ceva fizic normal, biologic normal, este instinctul nostru de reproducere. S-a creat așa o chestie de asta în jurul sexului, că dacă ești femeie să nu vorbești despre asta, să nu menționezi asta, toate trebuie să părem niște frigide, de parcă de noi n-am vrea să-i atingă nimeni de noi, nici să o dăm în extrema cealaltă în care să părem și să vrem să părem prea sexuale și să fim obiecte sexuale. Nu. Dar nu mi se pare că să-ți recunoști sexualitatea și să recunoști faptul că, ca orice femeie normală, găsești plăcere în activitatea sexuală este ceva rău. Repet, să nu fii vulgară, să nu fii un obiect sexual, astea sunt lucruri total separate. Și să nu te expui ca și obiect sexual și doar atât ca femeie. Așa că, trecând înapoi la sexul oral, într-adevăr, bărbații cumva au reușit să ne bage femeilor această idee că sexul oral este ceva josnic și că dacă te respecti, nu o faci tot timpul. Există acea chestie că, și mai ales discuțiile acelea între bărbați pe care le-am auzit de atâtea ori și mi se pare atât de scârbos, sincer, vă zic, băieți, dacă vă uitați, mi se pare scârbos când faceți chestia asta, că mama, am reușit să-i dau nu știu ce, să-i o bag, să așa, să nu știu ce, sunteți efectiv scârboși. Deci chiar sunteți scârboși când faceți asta. Nu sunteți nici bărbați, nici nimic. Sunteți mai jos decât băieții când faceți treaba asta. Prin aceste discuții pe care bărbații le au și cu siguranță și voi ați mai auzit, băieți, dacă sunteți adolescente în grupul vostru, discutând că mama, am reușit, am prins-o, i-am făcut, i-am dres, i-am nu știu ce, normal că există acea frică, pentru că nu ai vrea să ajungi să se vorbească despre tine așa. Ce cred eu că trebuie noi să înțelegem ca femei și mai ales când crești și realizezi niște lucruri este în primul rând să alegi un partener sexual care n-ar face niciodată așa ceva. Adică dacă eu vreodată așa am zis un bărbat vorbind despre o femeie în acel fel, poate să fie cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai orice bărbat de pe lumea asta. N-aș ieși cu el nici măcar la o cafea. Deci nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Chestia asta spune ceva despre caracterul lui și, mă rog, aici ar fi alt subiect, nu mor de avut de discutat despre cum ne alegem partenerii și la ce să fim atente când facem acest lucru. Și da, cred v-ar plăcea ceva de genul un subiect, un clip pe tema asta cu alegerea partenerului. Evident că fiecare persoană are criteriile sale pentru a alege partenerul ideal, dar totuși sunt câteva semne, acele red flags care îți zic un pic că acel om nu e ok. Și mai ales în adolescență, mai ales că de asta vorbim și de acele relații fragede, există această tendință a băieților de a se lăuda cu ce au făcut ei. Nu știu cum am putea combate acest lucru și cum am putea să îi facem pe băieți să înțeleagă că nu îi face mai bărbați și că nu sunt cu nimic mai special, că se laudă. Dar acest lucru poate crea o frică legată de sexul oral. Și aici intervine să ai un partener ok cu care poți comunica, în care ai încredere și știi că poți avea încredere și atunci toată zona aceasta de sex oral ar trebui să fie detabuizată și să fie un lucru pe care dacă vreți și dacă vi se pare interesant și dacă aveți încredere unul în celălalt să o faceți,
să o încercați. V-am zis, să faci sex oral sau să zici că-ți place sau să-ți placă, este la fel ca și când ai spune că îți place să faci sex în general. E un lucru normal, face parte din activitatea sexuală, este plăcut, este plăcut, adică și ca femeie, chiar, mă rog, sunt unele femei cărora nu le place atât de mult, sunt unele femei care sunt nebunite după sex, să primească sex oral. Și da, e ok, e plăcut, e normal, adică te stimulează, îți stimulează o zonă foarte importantă care te aduce către orgasm, adică e o parte foarte importantă a vieții sexuale, sexul oral, și cred că nu ar mai trebui să fie așa de, nu știu cum să zic, să fie privit în felul ăsta, ca și când dacă faci treaba asta, e ceva foarte murdar, dirty, ești... mai prejos dacă faci chestia asta. Și ca să discutăm și de relațiile fragede, pentru că ce am observat și ce știu și din experiența mea ca și adolescentă și prietenele pe care le-am avut, în anumite relații sunt dragi băieți care ajung să zică: a, păi dacă nu îmi faci și mie un sex oral, înseamnă că nu mă iubești. Că haide, că fă-mi și mie, că fă-mi și mie. Și există această presiune. Sunt anumiți băieți care, din păcate, chiar forțează fetele să facă treaba asta. Și aș vrea foarte mult să fiți atente să nu o faceți. Nici ca adolescente, nici ca femei adulte, nici ca nimic. Nu există să fii forțată, nu există să fii condiționată să faci acest lucru. Așa cum este perfect ok să faci sex oral unui bărbat fără să fie ceva mai prejos, este la fel de normal să nu vrei să o faci și să-ți fie respectată decizia. Sunt bărbați care, din păcate, și în relațiile adulte, presează foarte mult femeia să facă acest lucru. Este o fantezie, pot să înțeleg că le oferă o plăcere senzațională, dar aș vrea să respecte și femeia și să înțeleagă că dacă femeia zice nu, este nu. Și nu există luat de cap și împins, nu există te rog, nu există dacă mă iubești faci asta, nu există nimic, nu există eu ți-am făcut. Deci dacă el îți face, nu trebuie să-i faci și tu înapoi. E foarte simplu. Tu mi-ai făcut, înseamnă că îți face plăcere. Bravo ție, mulțumesc, apreciez. Nu înseamnă că și eu trebuie să fac înapoi. Și v-am zis, se întâmplă aceste lucruri și aceste comportamente de presiune și de manipulare oarecum și în relațiile adulte, dar mai ales în relațiile adolescente și relațiile mai mici. Așa că vă rog să fiți atente și mai ales vă rog să nu vă lăsați convinse să faceți ceva ce nu vreți să faceți. Este foarte ok să o faceți, este foarte normal să o faceți, este foarte normal să experimentați, să încercați, să vedeți dacă vă place, să... v-am zis să experimentați, dar dacă aflați că nu vă place sau nu vă simțiți pregătite, nu cedați presiunii. Dacă mă părăsești dacă nu fac, uite ușa, vrei să ți-o deschid eu? Sau te descurci să-ți deschizi singur ușa? Nu există așa ceva. Nu există nu știu care i-a făcut nu știu cui, nu există dacă mă iubești. Păi dacă tu mă iubești, nu mă presezi pe mine să fac ceva ce nu mă simt confortabilă. Asta ar trebui să-i spuneți. Și în general, apropo de presiunea asta, orice presiune sexuală, să încercați orice, nu numai sex oral, inclusiv să faceți sex, orice presiune din partea unui bărbat nu ar trebui să existe. Înțeleg și acei hormoni ai adolescenților în care simt nevoia să facă sex cu o fată. Vorba aia, sunt mamă de băiat, o să trec prin hormonii lui, nu știu cum o să fie. Dar ideea este că, indiferent de ce hormoni există, indiferent de ce dorințe există, indiferent de ce excitare există, ambii parteneri trebuie respectați. Nu prea am auzit, sinceră să fiu, de fete care să preseze băieți să facă anumite lucruri. Probabil că există, dar niciunul dintre parteneri nu ar trebui să fie presați. Nici băiatul să preseze fata și nici fata să preseze băiatul, evident. Adică trebuie să existe un respect reciproc. Pentru că de aceea există acea relație, de aceea există... Nu mai vorbim că de aceea suntem oameni, care trebuie să ne respectăm reciproc. Dar, ca idee, dacă ești într-o relație, printre cele mai importante valori este respectul. Și dacă
există manipulare, dacă există presiune și astfel de lucruri, acolo nu este respect. Și nu zic că băieții aceia, mai ales că sunt adolescenți și sunt practic copii, și cam atâta știu la vârsta aia, nu zic că sunt băieți răi, nu zic că intenția lor este malefică, ci pur și simplu nu gândesc foarte mult în acel moment când fac acele lucruri. Sunt și unii care sunt cam răi, dar nu, ideea este că ei nu cred că o fac neapărat dintr-o răutate din asta pură, ci pur și simplu există acea, cum să zic, e acel drive de a obține cumva ceva care nu este corect, nu este normal, și ei, având o lipsă uriașă de maturitate la acea vârstă, nu o gândesc mai departe, nu gândesc consecințele acțiunilor lor, nu gândesc ce înseamnă faptul că presează o fată, ce înseamnă că manipulează în felul acela. Și de aceea aș vrea cât mai multe adolescente să se uite la acest clip și dacă aveți prietene, dați-le acest clip, nu ca să fac eu viuri, ci pur și simplu ca să se înțeleagă ideea că nu e ok să cedezi acelei presiuni. Nu contează, băieți, există pe lumea asta 1000, nu trebuie să stai cu unul care te presează să faci chestii pe care tu nu vrei să le faci. Respectați-vă corpul, respectați-vă pe voi ca femei, ca fete, și nu cedați unor asemenea presiuni. Și repet, și ca femeie adultă se întâmplă astfel de lucruri și nu cedați, nu vă lăsați păcălite de tot felul de manipulări și tot felul de chestii să faceți lucruri cu care nu vă simțiți confortabil. Respectați-vă voi în primul rând și abia atunci vă va respecta și băiatul sau bărbatul respectiv. Bun, acesta a fost clipul, cam asta am vrut să vă zic legat de sexul oral. În rest, ce pot să zic? Consider că orice este permis, și anume orice vă face plăcere, orice vi se pare interesant, legat de, nu știu cum să zic, tehnici sau alte chestii, vă recomand să nu fiți stresate, în sensul că știu că, mi-aduc eu aminte de pe vremea mea, ca să zic așa, existau articole în tot felul de reviste cu cum să faci sex oral bun și tot felul de nebunii din astea cu exersat pe banane și tot felul de prostii. Don't do it! Relaxați-vă, comunicați cu partenerul vostru, luați-o ca pe o experiență nouă, ca pe o chestie interesantă, nu v-am zis, nu trebuie să aveți vreun trofeu și nu trebuie să luați vreun premiu pentru prestații sexuale, pentru că nu despre asta este viața sexuală, viața sexuală este despre plăcere, despre, trebuie să fie, cum să zic, chiar și amuzant, adică trebuie să vă distrați cu partenerul vostru, să vă simțiți bine, să râdeți, să existe plăcere, mici gafe, glumițe, așa că luați-o ca atare, pur și simplu ca pe o experiență nouă pe care vreți să o aveți, dacă vreți să o aveți, și bucurați-vă de moment. Și dau acest sfat pentru că știu că fetele se stresează foarte tare legat de asta, dar și băieții sunt sigură că se stresează foarte tare legat de asta, și băieți, same thing, nu vă stresați, bucurați-vă și încercați să-i spuneți partenerului și să aveți această deschidere de a-i spune partenerului sau partenerei să comunice și să comunicați cu ce vi se pare ok, ce vă aduce plăcere, ce nu vă aduce plăcere, ce considerați că vi se potrivește, și să găsiți acel limbaj comun care să vă ajute în relația voastră intimă. Bun, subiecte de nou mor tabu pe care vreți să le mai discutăm, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii și, desigur, dacă aveți orice fel de întrebare legată de sexul oral, I guess, vă rog frumos din nou să-mi scrieți în comentarii, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja și, desigur, să mă urmăriți și pe Instagram, Laura Moșuraia, și pe TikTok, Laura Moșuraia. Și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!